primărie, și deci să facă, permiteți să se facă o organizare, și a ajuns pe sala domnului vicepreședinte, de nu știu când. Comisia de urbanism, dacă aveți altă propunere, dacă nu supun propunerea la vot, și mi se dă într-un, votul împotrivă, abține, mulțumesc. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că am luat această decizie de a se derula ședințele și online. Domnul Dăbea a făcut o solicitare scrisă la Consiliul Local, am avut o discuție cu dumneavoastră, să nu creadă că doar ședința asta e făcută așa. Am considerat că, într-adevăr, sunt persoane care, din punct de vedere profesional, sunt prins într-o activitate, vin într-un concediu și atunci să putem desfășura ședințele cu toți consilierii. Nu este acum că-i pleca cineva și am preferat că să fie așa și în online. Este o solicitare tot din partea dumneavoastră a consilierii. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri. Propun pe domnul Nicu Pascale. Mulțumesc. Supunem în proiectul la vot, deci, cu propunerea de la Comisia de Urbanism, cine ține pe acel loc. Supunem la vot și propunerea la domnului consilier de Marco. Cine este pentru? Împotriva? Da. Ține? Mulțumesc. Domnul Dâlea, cum votați? Ia primați la Saudi, ce vreți să auziți? Domnul Dâlea, Saudi? Cum ați votat? Cu domnul viceprimar sau cu domnul Nicu Pascale? Nu se vede. Nu se vede. Deci, cu tine votul pentru a fost votat ca președinte domnul viceprimar de Bună Negru. Și mulțumesc. Comisia de Urbanism. Dacă sunt cea de urmă, vă rog. Eu mă autopropun. Am înțeles. Sunt aici. Pe atunci va trebui să supun la vot cele două propuneri. Pentru care a doua? A doua este primul. Atunci care e primul? Prima este cea cu e de vineri de grupuri. Da? Sunt pe așa la de grupuri. Deci, pentru domnul Benoș. Cine este pentru? Vă fiți comentarii și vă rog, cine vom ce e mai mai aici. Aduceți microfonul mai aproape. Mai aproape? Așa e bine? Da. Deci, pentru propunerea, domnul Bogdan Benoș, cine este pentru? Pentru. Domnul Brea. 3. Domnul Brea. Și mai ce mai era? Atât de consul. Și Brea Brea Brea. Împotriva. Abținere. Deci 3 voturi pentru. Și 2 abținere. Pentru cea de-a doua propunere, în persoana domnului Nini Alexandru Pascalin, cine este pentru? Pentru. Aveți mai multe. Pentru că nu are, vă spun nici pentru și pentru. Deci nu poate să fie pentru și pentru prima propunere și pentru la urmă. Deci, pentru cea de-a doua propunere, zicându că domnul Pascalin, cine este pentru? Doar comisia juridică, dar cine este pentru? Pentru tot domnul. Da, împotrivă. Abținere. Deci, reversul medalii. Două voturi pentru și trei abțineri. Nu, trei voturi. Abținere. Dar domnul Dărgat nici nu s-a oprit în comisie. Nu are comisie. Să nu-i comisie. Domnul Dărgat. Trei voturi. A fost Iulian Cusioc și domnul Berg. Nu a fost chiar. Dumneavoastră. Ai greu să o deteasă. Nu vedea mai trei voturi.
Închide microfonul. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizare pentru creșterea eficienței energetice a proiectelor lucrări, renovare energetică moderată, grădința Pinocchio, municipiul Moinești, județul Bacău, faza Dalin și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, sunt cu proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă sunt întrebări sau dacă discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Domnul Usuiu? Pentru? Da. Mulțumesc. Da. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, documentației tehnico-economice, probabil greșeală, modernizarea pentru creșterea eficienței energetice aferente lucrării, renovare energetică moderată, școala Tristan Țaran, corpul de C1, C2, C3, municipiul Moinești, județul Bacău, faza Dalice, indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Abținere. Mulțumesc. Șase. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea de piste și biciclete de aranjare de trotuarelor, strada Mihai Eminescu, strada George Cosmuș, strada Cătan Zăvănescu din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia. O intervenție la aceste puncte pentru legat și de, și de cele pe care le-am discutat anterior și de cele care urmează să le supuneți votului, pentru că sunt proiecte cu finanțare europeană și văd că ar fi început campanie electorală mai devreme cu un an și ceva de a avea loc alegerile, de a ne natura ce facem aici în oraș, de fapt, nu de a spune lucrurile așa cum sunt pregătite în legile care se aplică în România. La proiectele de mai înainte am văzut că ați votat pentru grădiniță și pentru școala de Sanțara. E un lucru bun, ne dorim să revalorificăm și să reabilităm și aceste grădini. La fel s-a întâmplat și cu acest proiect, pe care tot dumneavoastră l-ați votat în 2017-2018, când știam cu toții că nu pot rămâne acele proiecturi prin SF, pentru că astăzi, când am avut PNRR-ul, am, după o formulă de cadru, doamna Crinic, care poate confirma și ceva serviciul investiției, a fost o formulă de cadru pe metru pătrat și rezultatul sub. În urma realizării DALI-ului, rezultă o sumă de 3 ori mai mare, pentru că într-o instituție de învățământ nu este doar renovarea puterii publice, sunt lucruri care trebuie făcute odată cu aceste lucruri de învățământ. Lucruri își dorește o școală când o dai în folosință, așa cum s-a întâmplat zilele trecute în liceul Grigore Covăcescu, care și acolo s-a suplimentat cu aproape jumătate, dacă nu mai bine, din suma asignată inițial, pentru că ne-am dorit să facem o instituție de învățământ așa cum trebuie să fie aia corespunzătoare din punct de vedere al condițiilor din educație. Am pus umărul cu toții, am votat la început, am votat pe parcurs și am terminat această instituție liceu. Acum vin aceste două proiecte, care, vă spuneam, din DALI rezultă o sumă
suplimentăm aceste cheltuieli pe care guvernul le alocă, având în vedere că numai la școală e vorba de 9 milioane de lei plus. Ce o să ziceți atunci? Că n-am respectat noi în primărie, am suplimentat noi ca vorba constructorul sau astfel. Am văzut în ceea ce exprimați dumneavoastră în mediul online că un constructor trebuie să respecte contractul încheiat în 2020. În 2020 a început pandemia, în 2020 și după 2020 a venit războiul cu criza energetică, iar legea spune așa că un contract care depășește execuția 6 luni se poate recalcula, ajusta prețurile după prevederile legale. Nu o face cineva din primărie de dorul de a da bani în bugetul local. Nu. Este prevedere legală și menționată în contract. Dar, înainte de a scrie, ar fi bine să studiați legea, că e important să scrieți ceea ce scrie lege și nu ceea ce gândiți dumneavoastră. E o părere. Și chiar informarea către cetățean ar trebui să ajungă așa cum este în lege. Privitor la proiectele de vădură pe comunitate urbană, același lucru s-a întâmplat. În 2017-2018, când am lucrat la Dalei, erau niște prețuri, astăzi sunt altele. Am realizat predice pentru finalizarea instituțiilor de învățământ a sediului DAS. Dacă nu fiem ca și acum să realizăm aceste credite și să finalizăm aceste proiecte, riscăm să dăm bani înapoi. 15 milioane de euro pentru municipiul Băinești ar fi o sumă care niciodată nu cred, dar am avea de unde să dăm înapoi. Ar fi cea mai mare nerealizare, am să spun, să ajungem în situația asta. Eu cred că trebuie terminat acest proiect și proiectul care urmează este doar pentru a acoperi lucrările neincidire și lucrări pe ajustările de prețuri. Sigur, după finalizarea acestui proiect, sunt deja solicitări și vom mai face solicitări pentru Ministerul Dezvoltării, o parte din bani se vor întoarce înapoi. Dar la momentul ăsta trebuie să plătim lucrările executate, să încheiem proiectul până la 31 decembrie 2023. În caz contrar, vom zice ce am riscat. Eu cred că este important să gândiți în beneficii cetățenilor și a comunității și nu să gândim doar politic. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt sub proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Abținere. Comisia Juridică, vă rog, dar sunt discuții pe tema proiectului. Dacă nu spune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Doamnă Gusiu. S-ați mai auzit sau nu? Să vă rog, spune proiectul la vot, cine este pentru?
Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, vă rog discuții pe tema proiectului de resolut. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Pentru? Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești numărul 61 din 12.03.2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, extinderea de rețea de piste și biciclete și amplia amenajarea trotuarelor pe strada Mihai Enescu, George Boșbuc și Capitan Zărgănescu din Municipiul Măinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Comisia de ani. Abținere. Da, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe tema proiectului la vot. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Să abține. Pentru mântul și eu, dacă vă dat da. 4 vot pentru și eu abține. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești numărul 62 din 12.03.2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrat în zona centrală a Municipiului Măinești, Corp Smis, Stătul 2079. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Nu întrebări. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Domnul Dădeagă. Asta este. Abține. Mersi. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Comisia juridică, vă rog. Discuții pe tema proiectului de azi. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Domnul Mușinul, care este pentru? Împotrivă. Abținere. Deci 4 din pentru și o abținere. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Municipiului Măinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe tema proiectului de resolvare. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. 5 voturi pentru. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile intern în valoare de 15 milioane de lei. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă.
Abțineri? Mulțumesc. Comisia pentru Delegații Prezidente, spune pe de la voce, este pentru, împotrivă, abține. Abține. Comisia juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă vă sunt, spune pe de la voce, cine este pentru? Trei voturi pentru. Împotrivă, vă rog. Abținere pentru. Două abținere. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de aprobare de credit. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Propunem pentru o comisie. Acest proiect. Da. Deci pentru acest proiect este nevoie de o comisie. O să permiteți, cu calitate de lider de grup la PND, să nominalizez pe domnul Ghioc. Da, și pe doamna Răzălăie. Celălalt sunat lider de grup, vă rog. USR nu are propuneri, mulțumesc. Este că nu se opinia și nu am. Mulțumesc. O să supun la vot nominalizările și cerutul Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și alte propuneri, supunem la vot proiectul cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, dacă există și alte propuneri, dacă nu supunem proiectul la vot, propunerile făcute, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abținere. Vă mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind atestarea de datul grupurilor care atrăgesc domeniul public al municipiului Românești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, vreau discuții pe tema proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt bani proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere. 5 voturi. Vă mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Mănești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Comisia juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului de acest. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abținere, vă mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil de reg de uz și de interes local și atestarea de apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Mănești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia juridică, vă rog, discuție cu tema proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt un proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu e așa. 5 voturi pentru. Vă mulțumesc! 16. Proiect de hotărâre privind recompensarea absolventei din municipiul Măinești, care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023. Comisia de organism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia de organism, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, vă rog, discuție pe tema proiectului. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. 5 voturi pentru. 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Măinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ de Universitatea de Stat din Municipiul Măinești de Sud Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Un amendament aici trebuie adăugat de președinte, pentru că este o instituție de învățământ care e cuprinsă în programa școlară și este fie ales un membru și în la Consiliul de Administrație de la Crești. Mulțumim. Permiteți-mi să fac nominalizări. Pentru liceul teoretic Spirul Care, Alăzăvaie la Bucură, la Amina și domnul Ioc Colegiu. Colegiul tehnic Viole Covălcescu, Purcatul Ionel și domnul Budancă Cristina. Școala gimnazială Ștefan Lucian, domnul Dimircea Diman și domnul Ioc Colegiu. Școala gimnazială George Ionescu, domnul Rău Sergiu Ionel și domnul Breacă Nicolae. Școala gimnazială Tristan Țaran, domnul Sorinan Catrine și domnul Busiu Filian. Școala gimnazială Alexandru Sever, domnul Bățezaru Sorin. La Crește, doamna Alezăvaie Raluca. Comisia de urbanism, dacă aveți și alte nominalizări. Dacă nu, permiteți-mi să spun la vot nominalizările pe care le-am făcut. Cine se dată? Votul împotrivă? Pentru. Abținere? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți și alte propuneri, supunem la vot nominalizările făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Pentru. Comisia juridică, dacă nu aveți și alte propuneri. Trebuie neapărat totuși doi sau trebuie propuneri unul singur? Trebuie unul sau trebuie? În momența comisiei. Deci, poate, rost și trebuie. Eu aș vrea să propun, dacă se poate, domnul Pascal Arim, domnul Pascal Arim, domnul Pascal Arim, domnul Pascal Arim, domnul Pascal Arim. Acestea sunt propunerile, vor fi trecute în regulamentul de vot. Dacă mai sunt și alte propuneri, să punem la vot proiectul cu nominalizările făcute. Cine este de-a drum? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri situate în municipiul Măinești de Sud Bacău, în favoarea APR Petrom S.A. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia economică. Dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului, dacă sunt.
Dacă nu spunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Cine este pentru? Dacă nu spunem. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului situat în municipiul Mâinești, strada George Doșbuc, zona Șcan, județul Bacău. La acest punct și următoarele până 23, urmează să facem propuneri pentru componența comisiei. Permiteți-mi din partea grupului PNL să fac noi analizări, îndăsoarele doamnei Pălăzăroaie Raluca și domnului Ioc Cornel. Dacă Comisia de Urbanism dorește și altă propunere, vă rog. Dacă nu, o să supun la vot propunerea și proiectul. Deci, da. 23. Da, în partea mea, da. 23, atât sunt propuneri. Da. Celelalte nu, pentru că sunt propuneri. Deci, la 19. Nu. Deci, la proiectul de hotărâre 22 și 23. Doar acolo, este nevoie de propunerea. Deci, domnul Alexandru de Opinat, la punctul ăsta, vă rog să votați. Cine este domnul? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Pentru. Comisia Economică de la Consiliul de Spune pentru la cine este pentru. Pentru. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de Juridică, discuții pe tema proiectului de rezoluție. Dacă nu se pune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu numărul cadastral 64.928 situat în municipiul Mâinești, strada George Doșbuc, zona Distropii și județul Bacău. Comisia de Urbanism, aveți întrebări, discuții, vă rog. Dacă nu, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică de Trădători, supunem proiectul de vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de Juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Domnul Pascali. Mulțumesc. 5. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu numărul cadastral 64.929, situat în municipiul Mâinești, strada George Doșbuc, zona Distropii și județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, supun eu proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de Juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului de teren numărul cadastral 66.042, situat în municipiul Mâinești, strada Alexandru Ioan Bună, numărul 45, județul Bacău. Aici o să-i permit să se facă nominalizări în persoanele doamnei Pălăzăroaie Raluca și domnului Ghioc Cornel. Vă rog. Comisia de Urbanism, vă rog să votați nominalizările și proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere, mulțumesc. Comisia Economică, la care și-a început propunerea, supune proiectul la vot, nominalizările făcute, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă mai sunt și alte propuneri,
împotrivă, abținere. E bun dacă pentru el. Uite la... 4 votamente și nu participare. Mulțumesc. Pe strada Mărului a fost de terenul la 1.400 de metri pătrați la licitații, n-a venit nimeni. La un moment dat. Teren, foarte bun. Terenul cu reținut. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 66043, situat în municipiul Mănești, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 45, județul Bacău. Comisia de urbanism, vă rog să permite să păstrez aceleași propuneri și la acest punct. Vă rog să votați și ne este pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot și ne este pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, dacă aveți alte propuneri față de cele votate anterior. Dacă nu, vreau să supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului municipiului Măinești și a serviciilor publice subordonate de Consiliul Local al municipiului Măinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, de întrebări, vă rog, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți discuții pe tema proiectului, vă rog. Dacă nu supune proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Măinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot și este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, supune proiectul la vot și este pentru, împotrivă, abținere, mulțumesc. Pentru. Comisia juridică. Dacă sunt discuții pe tema proiectului. Dacă nu supune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Mulțumesc, scrie votările. 26. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea SCR Delgaz Grigesa asupra unor tenere aparținând domeniului public al municipiului Măinești în vederea executării lucrării modernizate de S20 kV, PT1, PT37, municipiul Măinești de Ciurul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe tema proiectului de vot. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc și vă rog. 27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea SCR Delgaz Grigesa asupra unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Măinești în vederea executării lucrării modernizate de S20 kV, PT40, PT7, municipiul Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia de urbanism, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
28. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea secerilor datului de sa asupra unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea executării lucrării de modernizare des 20 kV, PT3, PT36, municipiul Moinești, desfătul parcă Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebările. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoare secerilor gazului din piesa asupra unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea executării lucrării, modernizare des 20 kV, PT37, PT4, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, vă rog, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt. Dacă nu sunt mai proiectul la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Ședința de comisia la sfârșit, urmează o pauză, după care ședința de deputat. Yeah.
Mulțumesc! Pentru! Cu 19. Pentru!
19 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din 28 iulie 2023. O să vă spun la vot și proiectul de hotărâre numărul 3. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. A fost efectuată propunerea la Consiliul de Specialitate, președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, domnul viceprimar Bogdan Rădănuș. Vă rog să vă exprimați votul. Mulțumesc. 19 voturi pentru. A fost adoptat proiectul de hotărâre. Voturi pentru și 2 abțineri. A fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a continua ordinea de zi. Mulțumesc, doamna secretar, stimați domnule primar, stimați colegi. Începem ședința ordinară la Consiliul Local al Municipiului Moinești prin supunerea la vot a ordinii de zi. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea pentru creșterea eficienței energetice, aferente lucrări de renovare energetică moderată, credința Pinocchio, municipiul Moinești, județul Bacău, faza tabii și a indicatorilor tehnico-economice. Vă rog raportul Comisiei de Urbanism. Am zis favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raportul Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raportul Comisiei Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări discuții în marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să vă exprimați votul. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea pentru creșterea eficienței energetice, aferente lucrării renovare energetică moderată, școala Tristan Țara, corpurile C1, C2, C3, municipiul Moinești, județul Bacău, fața tabii și a indicatorilor tehnico-economice. Vă rog raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.3.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere, rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, strada George Gorgu și strada Capitan Zăbenescu din municipiul Moinești și indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 1 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 8 abțineri. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Abțineri. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 56 din 27.3.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 1 abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 1 abținere.
întrebări și discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, eu am procedura de vot. Pentru. Pentru. Poftit. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abține. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 61 din 12.3.2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de extindere rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și strada Constanța Eminescu din Municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și abținere. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem exprima votul. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 62 din 12.3.2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Moinești, cod SMIS 122.079. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demora procedura de vot. Conțin. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Municipiului Moinești. Programul Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Programul Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Programul Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări avansabile interne, valoare de 15 milioane de lei. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Întrebări, discuții? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. O mică întrebare vis-a-vis de raportul justificativ al Agenției Economice a Departamentului Economic al Primăriei, doamna Dobreanu, este dacă îmi puteți spune când se atinge rata maximă de îndatorare. De asta a spus acolo niște termeni la care intră în plată anumite credite contractate anterior. E clar că nu avem bani și nu trebuie bani pentru a continua sau a nu ajunge în situația în care stăm bani înapoi. Vă rog, pot să spuneți să vă consemnați și pe video când se atinge, în ce an se atinge rata maximă de îndatorare și care ar fi rata maximă de îndatorare conceptual vorbind din venituri, atenție. Exact cum spune media. Deci, proiectele cu finanțări externe sunt exceptate de la calculul gradului de îndatorare. Deci fac excepții. Eu, când o să depun documentația pentru avizare la Ministerul Finanțelor, o să prezint un calcul al gradului de îndatorare care nu va cuprinde elementele de îndatorare pentru proiecte europene. Sunt calcul, sunt cuprinse doar creditele care nu sunt pentru proiectele europene, respectiv creditul din 2007. Deci,
potrivit hotărârii din guvernul 9/2007. Orice credit contractat de către o autoritate publică se avizează de către o comisie din cadrul Ministerului Finanțelor. Documentația care se depune la acea comisie exceptează pentru proiectele finanțate din fonduri europene cadrul gradului de îndatorare. Se depune un formular cu cadrul al gradului de îndatorare, dar în acel formular nu sunt cuprinse creditele pentru proiecte, doar acele credite care au fost contractate pentru alte investiții. Noi avem acolo un credit din 2007 care o să fie până în 2027. Deci nu depunem acel document, dar noi calculăm și eu în raportul specialitate am prezentat calculul gradului de datorare pentru a avea și noi o dimensiune a datoriei publice în care ne sunt. Creditul luat în 2007 pentru investiții are o maturitate de 20 de ani. Deci ar fi ambursat integral în 2027. Urmează un credit în 2020, care începe rambursarea lui în 2024, dacă țin din minte, am scris acolo un raport. Încă un credit din 2022, deci avem 4 credite, dacă chiar 5, nu știu. Deci avem un credit de 4 milioane pentru spital, da. Toate lucrurile de 2007 este credit pentru investiții, iar celelalte, 2020, 2022, 2022 au fost 2. Sunt toate pentru proiecte europene. Maximum de îndatorare îl atingem în perioada 2024-2027, când se suprapun mai multe credite. Maxim, care va fi undeva la 24-25%. Un calcul precis aș putea să vă ofer abia după ce vom avea proceduri de contractare pentru acest credit, care fiind unul consistent, neștiind elementele de cost în praș, știți să vă spun acum, dar orientativ este cam la 24%. Deci, repet, noi, pentru proiecte europene, suntem exceptați de la calculul gradului. Deci, noi nu trebuie să facem un calcul al gradului, dar îl facem ca să avem și noi o dimensiune. Dar la autorizare, mergem doar cu calculul gradului pentru creditul din 2007. Celelalte nu se cuprind creditele ulterioare pe care le-am luat cu 2007. Pentru toate aceste proiecte, avem un credit luat în 2020 pentru liceul Copăcescu, direcția de asistență, Școala George Enescu și-a mai completat o economie pentru proiectul de PISC, după aia avem creditul pentru spitalul de 4 milioane și avem creditul de 2.150.000 de la BCR pentru cele două, PISC și coridor. Acesta pe care vi-l propunem în ședința de astăzi este pentru PISC, coridor și centru multifuncțional. Credem noi din estimările pe care le avem, dar vă analizam cum v-ați zis și domnul primar. Suntem într-o incertitudine totală în momentul ăsta, pentru că ajustările de preț se calculează în fiecare lună la situațiile de lucrări. Au fost ordonanțele care au permis la constructorilor să-și ajusteze prețurile pentru că astfel ar fi fost nevoit să rezilieze contractele și nu s-a dorit să se ajungă aici. Noi trebuie să încheiem implementarea acestor proiecte ca să putem avea o dimensiune a ce ne suportă finanțatorul din cheltuielile cu ajustările de preț. În situația în care ne vor rambursa niște sume și noi le vom restitui finanțatorul. Dacă ați văzut graficul anex la materialul de la proiectul de hotărâre, noi am estimat că din cei 15 milioane de lei, cam 5 milioane, undeva peste 6 luni, deja martie, anul viitor, aprilie, cred că atunci o să primim ultimele tranșe de finanțări, după ce depunem cererile finale de rambursare. Deci vreo 5 milioane de lei din cele 15 o să fie restituite finanțatorului. El funcționează acest credit ca un credit mixt. Este atât pentru cheltuieli neeligibile care le vin în sarcina noastră și ajustări de preț, dar și pentru cheltuieli eligibile până la momentul rambursării finale de către finanțator. Mulțumesc! Mulțumesc! E bine că suntem documentat și că știm exact ce avem de făcut, că ne oferă și nouă oarecare garanții în momentul în care discutăm. Dar ca să aducem și eu azi confuzură, nu se merg pe detalii tehnice, pentru oamenii din Mâinești, credeți că va fi un impact și va fi necesară creșterea impozitelor și taxelor pentru a suporta acest credit și rata maximă de datorare în următorul an sau în următorii 2 ani? Probabil că răspunsul meu va fi unul care nu știu în ce măsură o să vă mulțumesc atât de dumneavoastră și de cetățeni. Nu știu în ce măsură aș putea să vă spun eu asta acum.
Ceea ce pot să vă spun este că acest credit va avea și celelalte anterioare, vor avea un impact major asupra bugetului, un grad de 24-25 până în 30%, să zicem, este unul destul de mare, dar nu cred că se ia în calcul că acest grad de datorare să fie suportat într-o majorare de impozite, pentru că noi avem cu totul alte prognoze și alte planificări la buget. Adică în momentul în care terminăm proiectul europene, anul acesta, terminăm, mai avem câteva pe PNRR. Zic eu că am mai terminat ce-a fost de făcut în obiectivele de investiții cu pensii. Noi anul viitor vom dimensiona un buget pe baza unor venituri, nu generate de creșteri de impozit, ci pe baza unor venituri încasate în ultimii 3 ani anterior anului bugetar. Adică anul viitor 2024, indiferent ce grad o să avem noi din datorare și indiferent ce datorii vom avea din credite, eu nu cum voi putea fundamenta un buget pe baza unor creșteri de impozite. Dar nici nu vă pot spune că nu se va întâmpla asta. Pe care o să o vedem atunci, o să fie inflația, o să fie indexarea, da. Dar bugetul se va fundamenta pe baza încasării ultimilor 3 ani. Ba mai mult anul trecut, adică ce încasez anul ăsta, aia vom constitui ca și venit în anul bugetar următor. Asta înseamnă că va trebui să ajustăm alte cheltuieli pe lângă cele datorii publică. Nu știu dacă luăm asta în calcul. Eu, cel puțin ca finanțist, zic că o creștere de venituri, în general, nu îl generează neapărat și o mai bună încasare a lor, ceea ce s-ar putea să nu fie favorabil pentru situația în care dacă mai degrabă mergem pe varianta unei mai buni colectări a veniturilor, pentru că avem neapărat cu specialitate serviciul de executări sirici care poate să solicite cu serviciul venituri. Eu zic că mergem mai degrabă pe o mai bună colectare și pe o dimensionare a cheltuielilor pentru a putea acoperi. Impactul este major. Spun că este un impact minor. Deci este un impact major, este un credit mare. Sperăm să apăsăm cât mai mult din viață. Sperăm să ne putem organiza cât mai bine să achităm cu copii de o maturizare din 13 ani acestui credit. Avem și o perioadă la grație, dar în care le-am plătit dobânzi. Nici nu ne ajută absolut nimic din ceea ce se întâmplă acum pe piață, pentru că dobânzile au crescut. Știți foarte bine că ajustarea asta a dus și noi în niște sume care e la tot venit cu fiecare ședință de Consiliu cu indicatori pe proiecte, ce ați spus mereu că au trebuit. Au fost niște sume semnificative. Nu ne dorim aceste, chiar nu ne dorim, dar fără ei nu se poate. Ba mai mult, ați văzut că termenele sunt toate spre finalul anului. O să vă spun de la proiecte, dacă ne vreți exact. Dacă noi, în timpul implementării proiectelor, mai putem merge și cu cerere de plată, adică a sosit factura, am făcut cerere de plată 30 de zile, vin banii și începem să plătim partea eligibilă, neeligibilă din credit, ei s-ar putea ca perioada fiind obligatorie de atins la 31-12, să mai putem merge cu cerere, adică să vină o factură finală la începutul decembrie și noi trebuie să facem integral din banii noștri și să oprim acelea de rambursare, să mai putem merge cu cerere de plată. Bine, aici sunt și detalii tehnice. Deci acesta funcționează cu mix creditul ăsta și un fel de credit funding. Adică am vrut să ne asigur un cash flow, să avem de cum face plățile de proiecte, după care să încasăm, pentru că altfel nu văd cum am fi putut finaliza aceste 2 proiecte speciale. Poate al treilea ar fi fost un pic mai ușor, dar cele 2 imposibile. Mulțumim. Dacă nu intervenim la acest punct, dacă nu sunt, putem de la procedura de vot. Domnul Dârlea? Pentru motiv. Proiectul a fost cu 15 voturi pentru și 4 abțineri. Vă mulțumesc. Trecem mai departe la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de acordat de credit. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aveți favorul cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru și 8 voturi.
Dacă comisia a trebuit. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Fiind un proiect cu fost secret, demarăm procedura de fost secret și rog comisia de numărare a votului să se ferească. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre
municipiul Mănești, care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2023. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Poate vă întrebați ce e introducere Întrebări, discuții, vă rog la Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mănești și Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ de Universitate de Stat din Municipiul Mănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Locul a fost Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Fiind un vot secret, vă rog să demarăm votarea și să se pregătească comisia de numărare și validare a votului. Domnul Teagă Nicolae a obținut 13 voturi pentru
comunităților de învățământ de universitar de stat în municipiul Mănești pentru anul școlar 2023-2024. Liceul Teoretic Spiru Haret, domnul Dior Corneliu și Alzeroi Dauca. Colegiul Tehnic Vigore Procescu, domnul Sica Fiorene și Vlada Cristian. Școala Gimnazială Ștefan Chian, din Liceul Ion, Dior Corneliu. Școala Gimnazială George Enes, Rău Sergiu Breanu Nicolae. Școala Gimnazială Tristan Țara, Catrinii Sorin, Cusuioc Iulian. Școala Gimnazială Alexandru Sete, Botezatul Sorin. Creșa Bunii Pași, Alzeroi Dauca. Semnează comisia. Vorba Codin, președintele Zărăi, Procurată Cristinela, Petru Iulian, Pascalini Alexandru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții la acest punct, pe ordinea de zi, dacă nu, supun la vot împreună cu amendamentul domnului Iulian. Punctul numărul 18. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri situate în municipiul Mănești, județul Bacău, în favoarea ONP Petrom S.A. Vă rog, la Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 1 participare. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă rog să rămâneți procedura de votul. Dar vedeți că am impresia că s-a votat ceva greșit. Nu este acum participarea următorului. Nu. Ne luăm proiectul. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și nu participate. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului situat în municipiul Mănești, strada George Corbușo, zona Ștran, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, putem demara procedura de votare. Punctul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea cântării terenului numărul cadastral 64928, situat în municipiul Mâinești, strada George Coșbuc, zona Distrofi, județul Bacău. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului cu numărul cadastral 64929, situat în municipiul Mănești. Strada George Coșbuc, zona Distrofi, județul Bacău. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, putem demara procedura de vot. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cântării prin licitație publică a lotului de teren cu numărul cadastral 66042, situat în municipiul Mănești, strada Ecuza, numărul 45, județul Bacău. Rog, raport Comisia de Urbanism.
Aviz favorabil pentru 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil pentru 7 voturi pentru. Și raport Comisiei Juridice. Aviz favorabil pentru 4 voturi pentru și neparticipare. Având în vedere că este un punct la care este un vot secret, loc să se facă procedura de votare și Comisia de numărare în calitatea votului se pregătească. Aviz favorabil pentru 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil pentru 7 voturi pentru. Raport Comisiei Juridice.
aveți la parte de partea de partea de partea de partea. Având în vedere că este tot procedura de vot secret, rog comisia să se pregătească. Dacă nu sunt, putem demora procedura de vot.
legal de bun și servitude, valoarea de plasmii de sa asupra unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești. În vederea executării lucrării, modernizarea GS20 din Crocolț, peste 40, peste 7, municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7, voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6, voturi pentru și raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5, voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o neparticipare. Punctul numărul 28. Proiect de hotărâre de privind darea nefolosită gratuită prin instituirea dreptului legal de uși și servitude, valoarea de gratuită sa. Asupra unor teritorii aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea executării lucrării modernizate de lese 20 microvolți, pe de 3 de pe 36 municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru și nu participare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem debala procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și la participare la vot. Punctul numărul 29. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uși și servitude, valoarea de gazgării de sa, asupra unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în vederea executării lucrării. Modernizare de lez, 20 microvolți, peste 37 de pe 4, municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pe. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru și o neparticipare. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem debala procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o neparticipare. Punctul numărul 30. La legătură. În septembrie va mai avea loc o ședință extraordinară de Consiliul Local, cred că pe 6 septembrie. Privitor la luna septembrie, știți cu toții că în perioada 8-10 septembrie sunt zilele orașului. Ați văzut poate din buget, nu am alocat sume de bani pentru petreceri, pentru festivități, invitat artiști de talie națională și altfel. Am considerat că avem ce face cu banii în ceea ce privesc investițiile din Moinești și acele fonduri care în alți ani le cheltuiam pe astfel de spectacole să meargă la investiții. Bineînțeles, aceste zile se vor desfășura cu activități culturale, lansări de carte, vineri pe 8 septembrie la ora 16, vin doi domni, domn profesor Cristea de la Iași, Moineșteni și doamna Cristea de la Paris. Bineînțeles, avem și o listă de persoane care vor fi cetățeni din, care vor fi cetățeni de onoare ai localității. Bineînțeles, competiții sportive pe, în cele două zile de vineri și sâmbătă. Intenționez inaugurarea pieței Bazar din cartierul Lucăcești, care a fost recepționată la începutul lunii. De asemenea, terenul de tenis de la stomatologie. La ora 11 să realizăm o competiție de tenis de câmp acolo, cu sprijinul antrenorilor din Moinești de tenis de câmp și să inaugurăm și acel teren, care, din păcate, și acolo nu s-a judecat licitația. Spuneam că e o sumă mică a redevenței, din contra, mi se spune de tot cei care intenționau că e o sumă mare, având în vedere că 6 luni din an nu este practicabil acest sport pe teren de zgură și intenționez ca împreună cu colegii mei să regândim caietul de sarcini, să vedem dacă nu putem face o reducere pe timpul sezonului rece pentru a-i da viață acestui teren și a fi folosit așa cum ne dorim cu toții.
Dacă aveți completări, sigur vă aștept. Sigur, mai e și festivalul Mâineșteanca, începe cu acea defilare de sâmbătă dimineață de la 9:30, pe data de 9. Peste zi va avea loc concursul, festivalul concurs, iar seara un spectacol susținut de către cei din juriu. Sunt de aici, de la Moinești, de la Bacău, artiști pe care îi cunoașteți și care au mai fost la Moinești. De asemenea, sunt și câteva activități religioase. Joi seara, în jurul orei 18, vor sosi la Catedrala Sfântul Nicolae moaște, de care se ocupă protoieria Moinești. Și așa cum spuneam, dacă dumneavoastră credeți că putem completa cu ceva, vă așteptăm, dar fără a implica alte cheltuieli față de cele care au fost destinate până în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții la punctul diverse, da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, să înțeleg că dacă se face festivalul Moinești, dacă e linie de sonorizare acolo închiriată, nu? Nu. Cu ale noastre. Deci cu ale noastre. Da. Bun. E un aspect pe care l-am făcut-o la e... luam calcul pentru suplimentare cu ceva. Da. Binevenită. Dar noi am achiziționat cu ceva ani în urmă o stație, boxe, tot ce e necesar să funcționeze. Da, intenționez cât mai puține cheltuieli, de aceea n-am închiriat nimic, nimic. Deci toți banii care se cheltuiesc sunt pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50-60 de ani de căsătorie, pentru cupe, medalii, distincții pentru cei care participă la competiții sportive și la festivalul Mâineșteanca, pentru ce mai avem acolo cheltuieli, la lansări de carte, nu, și pentru premierea acelei elevi care obțin nota 10 la bacalaureat. Astea sunt cheltuielile de la zilele oraș. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții la acest punct, dacă nu, declarăm ședința închisă. Să aveți un weekend frumos.